Ne-am întors în dojo la Ronin Din. Băieții Frățilă, familia Frățilă, Gabi și Cosmin. De data asta l-am prins și pe Cosmin de data asta. Și suntem seara, exact cum v-a spus și el, bună seara. Vorbim de karate, vorbim de caractere, vorbim de sport. Gabi, ce s-a întâmplat de la ultima noastră întâlnire din ianuarie? De la ultima întâlnire din ianuarie ne-am înmulțit. Am crescut ca și număr de practicanți. Am participat și la două competiții, de unde am venit cu trofee, două competiții puternice în țară, deci una la Moinești și una la Iași. Suntem bine. Erai în ianuarie la un pas sau chiar făcusei filiala de la Stâlpu, nu știu dacă apucasei să te duci la Stâlpu sau urma, era un plan. Urma okay. să mergem la Stâlpu. Suntem deja la Stâlpu, avem o grupă de copii foarte frumoși, am avut o surpriză plăcută. De fapt, eu de regulă când fac un pas spre ceva, cred în ce fac și trebuie să-mi iasă. Atunci când crezi în ceva, reușești până la urmă să faci. Vreau să spun că la Stâlpu am o grupă de 50 de copii. Chiar astăzi am avut antrenament acolo și m-am întâlnit cu directoarea școlii din zonă și a rămas, dânsa n-a venit niciodată să vadă un antrenament. Astăzi am avut surpriza să vină să vadă. A rămas foarte plăcut surprins, a văzut că facem altceva, a văzut că prinde la tot ce facem noi, prinde la un copil. Generația asta, 10, 12, 14 ani. Exact, avem și de 5 ani chiar vreo câțiva copilași. Și a fost foarte încântată, în primul rând, că am reușit noi să cooptăm un grup de copii. Și mie mi se pare un număr imens. Cosmin, da, cum e? Te duci la țară și odată te trezești cu 40 de noi colegi, 50 de noi colegi. Da, este... Eu care mă implic activ în viața. Asta zic, tu ești deja unul dintre instructori. Corect. Care mă implic activ în viața clubului este o mândrie. Să deschidem noi dojo-uri și sperăm să avem, cum avem acum 50, să rămânem așa mult timp de acum încolo. Să nu scădem, să rămânem, chiar să constatăm un progres în privința participanților, numărul participanților și mai ales în privința calității tehnice. Mă gândesc că la început copiii vin de curiozitate, părinții aduc de curiozitate, nu? O iau ca o mică joacă, influențați de filme. Eu așa am început karate. Bine, în decembrie eu am făcut un curs de 3 ani intensiv, l-am terminat în 2-3 ore, că m-am luat somn. La voi cum e? La noi e invers. Zim tu, Cosmin, hai că noi e bătrânii. Mai ales la copiii de sub 7 ani. Normal că părinții noi aduc pentru bătaie, pentru autoapărare. Absolut. Pentru socializare și pentru dezvoltarea calităților motrice. Și... Da. Să învețe să meargă, să alerge, da, să respire. Să rostogolească, da. Pentru că cu grupele acestea, pe copii mici, noi facem jocuri. Facem trasee, sărim peste perne, ne rostogolim, înainte, înapoi, tunel, scărițe și normal că ne place. Eu iau totul ca pe o joacă la început, da, exact, și ușor, ușor, câte un exercițiu, câte un element tehnic. Între aceste elemente de joacă, automat introducem câteva elemente specifice karateului. Simple. Cele mai simple, pentru că la vârsta de sub 5 ani, sub 7 ani, este greu să spui că faci karate. Pentru că de acolo pornesc. Dar ei, și asta îl completez pe Cosmin, ei, la vârsta respectivă, intră într-un mediu sănătos aici. Intră într-un mediu, exact cum spuneam mai devreme, și cum spunea și Cosmin, disciplina. În care respectul... Și disciplina, respectul și cum a deschis ușa aici, întâmpină lucrul ăsta. Disciplină, respect, seriozitate. Ei sunt copii, la vârsta aia se joacă, sunt activi, sunt așa. Dar noi ne pliem pe aptitudinile lor și ușor, ușor le formați
caracterele să meargă pe o direcție bună, zicem noi, bună în sensul sănătos al cuvântului. Corect, da, bună în sensul sănătos, adică el, copilul vine și prin zbenguiala, în ghilimele, care o face la sală la noi, deja el de aici pleacă cu alt tonus. Deci aici a văzut că nu trebuie să facă ce vrea el, trebuie să se cadreze în rigorile disciplinare pe care le impunem noi. Le impunem, e un cuvânt greu, adică mai forțat să spun Nu așa, impus nu e impus militarește, ci impus de militărește, disciplina sportului. explicându-i ce înseamnă karate, explicându-i la nivelul lui de cunoștință, de vârsta lui, ce înseamnă sportul ăsta. Și Cosmin, tu ai 17-18 ani? 17. 17 ani. Copiii ceilalți nu te văd tot ca pe unul de-al lor? Depinde care copil. Nu, cei care vin la început, vorbim de începători, nu vorbim de cei care au deja 6 luni, un an și Nu, care își el se dau referă la seama că tu vârstă. ești deja La vârstă se foarte referă. bine pregătit. Da. Din punct de vedere al gradelor, dacă te referi la cei începători, sigur că mă văd Un ca pe unul tânăr? de-al lor. Absolut. Și poate acest lucru ușurează într-un fel Relația relația și între noi. Da? Pentru că mulți pleacă cu mentalitatea aia. Dacă e cineva mai mare decât mine, nu trebuie să pun întrebări, trebuie să stau rigid, un pic da, un rușinos, pic un pic arșinos. închistat. Exact. Așa Eu poate cu fiind, tine, fiind de vârsta lor, e se mai posibil detensionează atmosfera. sunt un pic mai deschiși. Da, și făcând și glume în timpul antrenamentului, Când e cazul? când e cazul, Absolut. avem o atmosferă foarte frumoasă aici. Aflasem de data trecută că ai mulți colegi de la HDU, mulți colegi de la liceu, copii de la 14, 15, 16 ani până de-ai tăi de la clasa 11, 12. Da, avem de toate vârstele. Așa, și vă pregătiți cu grupa asta de 15-18 ani, faceți toți împreună? Din grupa de adolescenți, ceea ce a zis și tatăl meu, din grupa de adolescenți la ora 8, de 3 ori pe Ei săptămână. vin, explică-mi asta, deci ei vin seara după ora 8 când își termină școala, Da, direct. după cursuri vin aici și indiferent dacă sunt obosiți, ei sunt obosiți mental de la școală. Aici vin, își limpezesc mintea și încep pregătirea fizică și obosesc fizic. Și la final pleacă cu mare bucurie de aici. Energia pozitivă o câștigă aici în sală sau doar faptul că se întâlnesc, că socializează, că au scăpat de chimie și de matematică și de biologie și de mama ei de carte? Ceea ce constat eu, de fiecare dată când vin la antrenament, pe hol, în spatele meu, așteptând să iasă grupa cealaltă, este o gălăgie infernală. Toată lumea Deci, are ceva de vorbit. exact, Toată lumea are ceva de spus. socializarea își face simțită prezență. Ca să zic așa. Noi vorbim de socializare în momentul în care, dacă nu noi trei, dar să spunem că dacă noi trei mergem la o masă la restaurant, fiecare scoate telefonul și începe să-l butonăm. Și la un moment dat, a, n-ai băut cafeaua, a, n-ai băut sucul. Așa, Deci... aici nu se întâmplă asta. Aici nu o să-i vezi, nu, nici pe hol, nici în vestiar, nu. Ia zic, Da, deci... tu cum vezi generația asta, generația iPhone? S-a Exact. terminat generația Pro Da, și și acum avem de-a acum face cu generația generația iPhone. iPhone, așa este. Nu, ei când, așa, ei sunt dependenți de telefoane, sunt de gadgeturi, de tot ce, așa, Device-uri și sunt, orice. da, sunt dependenți. În momentul în care ajung aici, uită de tot ce ține de device-uri, cum bine spui. Nu au nevoie de ele, Nu în au primul nevoie rând. de ele, da, nu au nevoie de ele. După ce termină antrenamentul și după ce stabilim tot ce avem de făcut și așa, la fel, ei rămân la socializarea pe care o știam noi, Reală. reală, da, fără telefon, exact ce spunea și Cosmin. Nu, ei se simt bine unii cu alții aici, se simt bine și, mă repet, mă rog de ei să-i trimit acasă. Deci, Se face se târziu, face mai o târziu. lungesc încă 10, 15, Ei 20 de stau, minute. dacă îi las, și până la miezul nopții stau la socializare. Glumesc, râd. Deci, efectiv, trăiesc. Da? Efectiv, trăiesc. Lucrul ăsta pe mine mă bucură extrem de mult. Și spuneam, pe
mine, asta mă bucură cel mai mult, să-i văd că au relații interumane, știi? Băieți, că fete, știu să-și comunice la modul la modul real, la modul real, nu virtual, da, asta este ideea. Așa și toți suntem viteji cu WhatsApp în mână. Toată lumea, dincolo de ecran, are cea mai mare putere. Scoatem săbiile și ne duelăm. Exact. Și ca să completez chimia asta care se formează între noi la sală, îmbunătățește drastic și performanța pe care o au ei aici la sală. Performanța sportivă. Performanța sportivă. Copiii ăștia de vârsta ta sunt și sportivi practicanți? Sau doar se mișcă și învață să-și controleze emoțiile și corpul și respirația și să-și îmbunătățească creierul pentru performanțele? Vine bacul? Vine facultate? Da. Spune ce ai zis și tu. Sunt și care vor să progreseze ca sportiv, să ajungă la un campionat mondial, să facă performanță în acest domeniu, și sunt și tineri care vin doar ca să scape de stres, să socializeze, să iasă puțin din lumea aceea haotică pe care am explicat-o mai înainte. Faceți cei care fac, deci antrenamentul ăsta psihic, să-i zicem, psihiatric în cazul meu, fac antrenament în același timp cu copiii de performanță? Da, da. Antrenamentele sunt unitate pentru toată lumea, diferă doar nivelul de ca și nivel de pregătire, adică începătorii... Intensitatea? Da, da, începătorii au un anumit grad de intensitate și de tehnică, diferit de cel al avansaților care au alt nivel de pregătire și un alt nivel de intensitate al antrenamentului. În schimb, în momentul în care ne apropiem, să spunem, de o competiție, avem un plan, o competiție la care trebuie să mergem, o competiție importantă, atunci dislocăm pe cei care sunt selectați în lotul care face deplasare la acea competiție, iar cu ei, în afara antrenamentelor standard care le avem la sală, facem pregătire suplimentară separată de ceilalți, pentru că e alt nivel și nu putem să... Da, într-un fel e stratificată grupa, dar majoritatea antrenamentului le facem comune, dar cu tematică diferită pentru fiecare nivel de pregătire. Cosmin, tu ai început să și arbitrezi. Da, începând cu... E o muncă suplimentară? Nu pot să zic muncă suplimentară, pentru că eu am căpătat multă experiență participând la competiții. Și participând la competiții, înțelegi și reguli implicit. Prima experiență ca arbitru a fost pe 12 februarie. Am participat la o competiție locală din Moinești, în calitate de arbitru. Și Ați avut și copii de aici, de la grupă, care au participat la competiție. Da, deci ați fost acolo cu grupa, da, și în timpul ăsta tu ai oficiat și ca arbitru. Da, exact. Da. Și acum clubul mi-a oferit ocazia să arbitrez. Să fiu desemnat arbitru din partea clubului și pot să spun că este obositor. Este obositor, dar la final ești mândru, pentru că este o încununare a tuturor cunoștințelor pe care le-ai acumulat în acest drum. Eu practic karate kyokushin de 9 ani, în 2023 fac 10 ani de karate kyokushin și centura neagră, examenul de centura neagră am dat în 2019. Și de atunci, centura neagră nu este final. Noi trebuie să progresăm. Exact. Asta vreau să spun, învățați în fiecare zi ceva. Corect. Viața, nu neapărat că înveți un mare procedeu, înveți pur și simplu să trăiești. Centura neagră, completez și pe aia las pe el, reprezintă nivelul la care ai ajuns și de acolo încep să dai din cunoștințele tale celorlalți. Pentru că centura neagră, de fapt, e o centură albă care n-a renunțat. Așa spunem noi și așa le spunem tuturor. Deci, da, de la arbitraj, că arbitru trebuie să ai multe calități, fiind să fii corect și onest. Primul rând, nu se pune problema să favorizezi pe cineva exclus. Trebuie să fii atent,
trebuie să ai o prestanță și trebuie să cunoști foarte bine fenomenul, implicit regulile. Și ca să da, fac o completare, trebuie să iei o decizie la secundă. La secundă. Absolut, absolut. Chiar absolut. Într-o fracțiune de secundă, pentru că acea decizie... Simți, a atins, n-a atins, am împins, n-a împins. Iar acea decizie își lasă amprenta... Soarta, exact. Devine campion, nu devine, retrogradează, da, da. Antrenorul da. Se supără, părintele, exact, copilul... Da. De decizia ta depinde soarta... Exact, influențează activitatea sportivă. Trofeul respectiv, da, da, absolut. Da, pot să spun că în sportul nostru pe care o fac, în care adică ușim, arbitrii nu simt așa de mare presiunea din partea publicului, cum este în sporturile tradiționale, fotbal, basket etc. și orice altceva, da. Unde publicul caută să pună presiune pe arbitri. Exact. Da. Da. Aici și publicul este educat. Mare parte, vorba de fost sportivi, actual sportivi, exact. Părinții, familiile, copiilor, da. Care știu exact modul cunosc de comportament regulile. În da, primul exact. Rând și regulile. Da. Deci nu se pune problema, mă ajuți pe mine astăzi să câștig da. Nu știu ce trofeu și nu m-ai ajutat cu nimic în fond. Valid. Sunt și excepții, după cum bine știi. Sunt cazuri izolate, dar 95% dintre cazuri nu se pune problema de așa ceva. Am înțeles. Oricum, deci, numai spunând numele karate, te duce mintea la corectitudine da. Și la ceva ok. Nici nu te așa. Mai gândești. Nu vorbim aici de fotbal sau da, de altceva. Da. Ai spus karate și ai închis. Deja asta, de aici, da, asta da. Trebuie să înțeleagă toată lumea. Ai spus karate și ai spus disciplină, onoare, respect. Cele trei mari principii pe care noi le avem ca și... fundament, să spun așa. Deci de acolo plecăm. Să apropie vara, planuri de vară, ne mai întâlnim peste mult timp. Zi-mi ce planuri aveți pentru vara asta. Da, a trecut pandemia și care ne-a ținut pe loc 2 ani din punct de vedere competițional vorbim, pentru că noi, cum am discutat și de țările trecute, nu ne-am oprit. Am urmat deviza karateului Kyokushin, nu renunța niciodată, care e clară. Și pentru 2022, noi ne-am propus să participăm, ceea ce ne-a lipsit până acum, să participăm la cât mai multe competiții. Vrem să participăm la cât mai multe competiții, dar nu orice fel de competiții. Vrem să participăm la competiții puternice, vrem să... avem rezultate bune, foarte bune chiar, iar ca și vârf, zic eu, ar fi un campionat european undeva în toamnă în Spania, pe care vrem să-l atingem și de unde vrem să ne întoarcem cu rezultate. Trebuie să îndepliniți niște bareme de calificare sau doar taxa de înscriere e suficientă? Nu, nu e suficientă. Să-l aplicați? Nu este suficientă. Că așa s-ar duce... Ne înscriem toți. Ne înscriem toți și participăm toți. Nu. Se face o preselecție la nivelul organizației și la nivelul țării și de acolo plecăm o echipă care să reprezinte România. Cu șanse să câștige ceva. Absolut, pentru că nu putem să mergem așa, doar să ne plimbăm. Și Mioveniu, și Brașovul, și Craiova, și Buzău, da. Își face fiecare o echipă și suntem toți grămadă la mărgele, da, 8 echipe din România și încă 8 țări. Nu. Tocmai asta este și ideea pentru care noi vrem să participăm la multe competiții în țară, de orice nivel, să spun așa, bine, ca să ținem, să ținem copiii sportivi în priză. Și să obțineți rezultate pe plan intern pentru a putea intra în lotul absolut. Național. Absolut, și pentru că toată lumea se uită la rezultatele interne, că în momentul în care te știe, bun, te știu cine ești, dar... Tu poate n-ai participat, poate n-ai mai, poate mai, da, exact, ai și locul 3, locul 4, exact. Alți copii care au muncit, alți da. e
campionat european de seniori sau de tineret sau de... Nu, 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 e începând de la copii juniori și seniori. Sunt toate grupele, sunt toate de, grupele vârstă... de vârstă, da, toate grupele de vârstă. Noi mergem pe pe toate grupele, adică copii. Te gândești că și... duceți 3, 4, 5 oameni în da, eu ca și orientare, în momentul de față, mizez pe un lot de 4 sportivi ai clubului nostru, adică un lot cu 6 să se întoarcă cu medalii. Nu așa avem, dar un lot de 4 putem face la, și la cumite și la kata, adică și la lupte și deci, la exact. Pot să fac 2 pe lupte, 2 pe kata, unde să avem șanse, că altfel mergem să ne plimbăm. Asta e ideea. Da, în rest, ți-am spus și repet, anul 2022 este calat pe competiții, pentru că o competiție te ține în formă. S-a văzut la prima competiție de după pandemie pe care am avut-o astă toamnă la București, s-a văzut, s-a simțit lipsa tensiunii, emoții din plan competițional. Da? Deci da, pentru că nu, poți să faci tu antrenamente sute. Diferă emoția din timpul emoția de concursului. Din moment, da. Deci, e altceva. Sigur. Nu, și asta este. Deci anul 2022 încercăm să reluăm activitatea competițională și să mergem cât mai mult. Avem, în afară de asta, avem în mai, în luna mai, cum spuneam mai devreme, în a doua parte a lunii, un stagiu de pregătire și examinare al sportivilor clubului nostru, deci unde sportivii vor da examen de grad, până la anumit nivel al gradului. Deci tot ce ține, să spunem, de gradele superioare, centură maro și neagră, nu vom da acum, pentru că acolo e un regim mai special. Și invitați, acolo se fac da, acolo asemenea grade se dau la stagii naționale, unde se întâlnesc și la internațional. Și internațional, unde se întâlnesc mari maestri, mari campioni, exact, mari sensei, o comisie de examinare puternică și nivelul de examinare serios. Serios e și ăsta, dar un nivel mult mai ridicat de examinare, adică diferent, se simte diferența. Cosmin, habla spaniol? Ești pregătit? Ești pregătit pentru Spania în toamnă? Da, oricând. Nu, oricând în toamnă. Sunt pregătit pentru orice provocare. Da, el e pregătit pentru și... provocări, da. Nu-l surprinzi niciodată, știi? Asta e. Mă aștept la orice. Sunt prevăzător. Închidem camera și îl provoc la Scandenberg. O să nu o să ieșim, Vale. Te așteptăm cu mare drag când, să revii. Când o să deci revii, promite-ne să că la noi vii prim. Când revii. Vă salutăm. Ciao, os.